cât de mult am putut să cresc amplitudinea mișcării. A crescut cu cel puțin 3 cm. Deci, de aici venim aici. Idiotul ăsta! Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea și reprezintele Finetics.ro. Astăzi mă vorbi despre un antrenament de piept, ce greșeli pot să apară în cadrul acestuia și vă voi arăta desigur și o încălzire pentru antrenamentul respectiv. Haideți să trecem la treabă. Primul exercițiu de încălzire este un face pull combinat cu un împins deasupra capului. Așezăm banda la nivelul feței, prindem banda cu fiecare palmă la nivelul umărului respectiv. De aici tragem umerii în jos, privirea înainte, venim cu banda către bărbie, pumnii vin undeva sub nivelul urechilor, strângem bine omoplații. După cum puteți vedea, conducem mișcarea din încheietură. Odată ce am ajuns aici, ocolim cu banda fața și ne ducem un împins deasupra capului. Revenim și ne ducem în punctul 0. Expirăm pe mișcare aici, după care inspirăm din nou și expirăm din nou pe mișcarea propriu-zisă de împins deasupra capului. Și cam ăsta ar fi exercițiul în sine. O să facem 3 seturi de 10-12 repetări. Lente, controlate. Cel mai important lucru este ca pe punctul final al mișcării aici să strângem foarte bine omoplații și să ducem încheieturile cât mai mult înapoi. Odată ce am ajuns aici, când începem să ne ducem în împins deasupra capului, încercăm să păstrăm antebrațele la verticală, adică nu facem sub nicio formă asta. Și cam asta ar fi tot. Să trecem la următorul exercițiu. M-a întrebat de curiozitate unul dintre cameramani de ce facem exerciții pentru spatele superior la antrenamentul de piept. Răspunsul este foarte, foarte simplu. În momentul în care vrei să stabilizezi o articulație, încălzești sau dezvolți forța, respectiv stabilitatea, la nivelul tuturor mușchilor periarticulari. Dacă eu vreau să lucrez cu articulația scapulo-humerală și o să fac asta în timp ce fac piept, automat ca să am o încălzire optimă între ghilimele și ca articulația să fie perfect stabilă, trebuie să încălzesc antagoniștii mișcării. Printre antagoniști, desigur, se numără și rotatorii externi ai umărului, pe care îi vom încălzi prin primele două exerciții, iar al treilea exercițiu de încălzire va fi pentru control scapular. Toate aceste structuri, între ghilimele, au rolul de a îmbunătăți biomecanica articulației umărului. Și exercițiul 2 este rotația externă cu banda la spalier. Așezăm banda undeva la nivelul cotului, o prindem bine, după care ne asigurăm că în punctul inițial al mișcării, adică aici în rotație internă, avem rezistență pe bandă. Dacă este prea greu exercițiul, desigur luați o bandă mai ușoară. Întotdeauna când facem exercițiile de kinetoterapie / de încălzire, tratăm fiecare set ca pe un număr, de exemplu, dacă am avea 10 repetări în cadrul unui set, tratăm setul ca pe 10 seturi de o repetare. Adică fiecare repetare trebuie să aibă un scop, trebuie să fie foarte controlată și să câștigăm cât mai mult din urma acesteia. De aici, după ce ne-am așezat, rotație internă, umărul este ușor antedus. După care, ridicăm privirea, ducem pieptul în sus. Vom face rotația externă și odată ce antebrațul ajunge la 90 de grade față de linia trunchiului, putem să proiectăm puțin umărul spre înapoi și să depărtăm foarte puțin cotul de trunchi, dar nu vom face asta în mod activ, nu vom face asta de exemplu, ci vom face doar rotația externă, lăsăm cotul ușor liber și proiectăm umărul înapoi astfel încât să lipim omoplații pe final de mișcare. Deci expirăm, revenim. O greșeală foarte, foarte comună pe care o văd la acest exercițiu este când încheietura este ținută foarte mult în flexie, respectiv foarte mult în extensie. Cel mai bine ar fi ca încheietura să rămână la neutru, astfel încât să nu activăm foarte mult musculatura antebrațului. În momentul în care executăm, conducem mișcarea din mușchii aceștia, din rotunzi, din supraspinos, din infraspinos și din romboizi. Deci, umărul ușor înainte și apoi îl proiectăm spre înapoi și strângem bine omoplații. Bun. Expir, controlez negativul și revin. Bun, acesta ar fi al doilea exercițiu de încălzire. Vom face 3 seturi de 10-12 repetări. O să vin doar de aici până aici. De ce? Pentru că nu e o tracțiune, e tracțiune scapulară. Ia cu interacționa cu mine! În momentul în care facem priza, putem să facem o priză pronată. Putem să facem o priză la neutru, dar nu vă recomand priza supinată, deoarece o să punem presiune foarte mare pe biceps, vom controla foarte mult mișcarea din marele dorsal și automat și din biceps și vom face foarte puțină basculare din poziția asta. Așadar, găsiți-vă ori o priză pronată, ori cum e la mine, o priză la semi-neutru.
Când așezați palmele deasupra capului, încercați să vă luați ca punct de reper umărul efectiv. Deci încercați să faceți priza exact la nivelul umărului, exact aici. De exemplu, dacă aș fi cu brațele întinse, aș face priza asta. În cazul meu, ar trebui să fiu aici. Bun, odată ce am făcut priza, lăsăm umerii să ne vină în gât. Deci nu-i vreau ridicați în mod activ către urechi, vreau să-i lăsăm să se așeze. Adică eu acum sunt atârnat, nu controlez omoplații acum. În schimb, dacă i-aș proiecta în sus în mod activ, ar ajunge aici. Când vrem să începem? Ducem pieptul în sus, tragem umerii spre înapoi, strângem bine omoplații, încercăm să conducem cât mai puțin mișcarea din brațe, pentru că ați văzut puțin, am venit în flexie acum. Deci mișcarea perfectă ar arăta exact așa. Strâng bine omoplații, proiectez umerii în jos și revin foarte lent până ajung în punctul maxim de stretch. 1, 2 și revenim. 1, 2 și revenim. O greșeală foarte comună aici și o să vi se pară foarte ciudat este să nu-ți controlezi abdomenul. Adică în momentul în care inițiezi mișcarea o să vreau să faci o ușoară contracție a abdomenului astfel încât coloana lombară și automat și coloana toracală să rămână cât mai aproape de neutru. Zic automat pentru că în momentul în care se stabilizează centura pelvină va fi semi-stabilizată și centura toracală. De aici, ca să înțelegeți, o să fac odată mișcarea cu abdomenul relaxat. Deci sunt total relaxat. Ok? Și acum ar fi mișcarea cu abdomenul contractat. După cum puteți vedea, pot să țin mult mai ușor pieptul în sus și să proiectez umerii înapoi. Desigur, impactul vizual nu e atât de mare, dar este o chestie pe care o veți simți în momentul în care executați exercițiul. Odată ce faceți exercițiul cu abdomenul relaxat, o să observați că nu aveți la fel de multă stabilitate la nivelul omoplații. Și de ce ne trebuie asta? Adică mie ca și sportiv, ca și începător. De ce trebuie acest exercițiu ca sportiv? Marea majoritate a oamenilor, o să vezi că spun chestia asta foarte des cu marea majoritate a oamenilor. Efectiv, nimeni nu lucrează pe partea de spate superior, în special pe partea de control scapular, respectiv rotație internă, rotație externă. Exercițiul ăsta este exact pentru asta. Vorbim despre control scapular. Vizualizăm omoplații. Omoplații sunt niște oase triunghiulare, într-o oarecare măsură. Nu e un triunghi propriu-zis, dar e o formă asemănătoare cu un triunghi. În momentul în care palmele noastre, brațele noastre, de fapt, sunt întinse pe lângă corp, unghiul inferior al omoplatului, respectiv linia inferioară a omoplatului, stă exact așa, ok? Deci ei sunt în exact poziția asta. În momentul în care brațul depășește 90 de grade, omoplatul, ca să permită abducția peste 90 de grade, ce va face? Începe să se basculeze. Pentru că tu în momentul în care vrei să faci această abducție, acesta este humerusul, acesta este omoplatul. Bine, respectiv procesul acromial al omoplatului care blochează mișcarea. Deci de aici până aici avem abducție de la 0 la 90 de grade, ok? În momentul în care am ajuns aici, ca să se poată produce mișcarea în continuare, omoplatul trebuie să se basculeze, pentru că humerusul nu mai poate să se ducă peste. Ar însemna să se producă o luxație, efectiv. Așadar, în momentul în care facem anumite exerciții pentru a îmbunătăți controlul scapular, această basculare a omoplatului și să stăpânim cât mai bine mișcarea propriu-zisă de basculare, vom îmbunătăți, desigur, sănătatea umărului, dar vom îmbunătăți, desigur, și biomecanica umărului. Vom fi mult mai eficienți în a executa mișcările ce implică omoplatul. Vom face primul exercițiu. Împins la orizontală cu gantere, după care vom face un împins la înclinat la aparat, după care vom avea o simulare, un X crossover de împins în declinat la scripeți, o fluturare de jos la scripeți și o fluturare la pec deck. Acesta va fi tot antrenamentul de piept. Pe parcurs vă voi explica care sunt cele mai comune greșeli pe care le puteți face la aceste exerciții. O să încep cu o mențiune, vom face împinsul la orizontal, cea mai periculoasă greșeală pe care o poți face și te poți accidenta extrem de grav când faci împins la orizontal cu gantere, este să nu folosești prosopul. Așa că, în momentul în care vii la sală, ții un prosop, dacă n-ai un prosop, îți cumperi unul, dacă nu, angajezi pe cineva să fie prosopul tău. În orice caz, foarte important, folosiți prosopul, nu riscați să vă accidentați, viața voastră este la mijloc. Ok? Bun. Pentru împinsul la orizontală, vom folosi gantere. Prefer ganterele pentru că am o activare mult mai bună la nivelul pectoralului și mi-este mult mai ușor să conduc linia mișcării. Adică, cu bara aș fi forțat să fac aici, respectiv aici. În schimb, dacă folosesc ganterele, pot să modific unghiul din cot în rotația asta ușoară. Bun. Vom începe cu un set de încălzire. Vă arăt în timpul setului de încălzire cum trebuie să efectuați mișcarea, după care vă voi arăta un set lucrător propriu-zis și trecem la următorul exercițiu. Am luat ganterele, le-am așezat lângă bancă.
vă recomand să le aveți lângă bancă, să nu le aveți foarte departe în fața voastră sau să nu le aveți aici pe lângă bancă, cât mai aproape de umeri. Le luați de aici, puteți să vă folosiți de următoarea tehnică. Ori luați o ganteră, după care pe cealaltă, desigur, în momentul în care ați luat ganteră, încordați abdomenul astfel încât să vă protejați spatele, sau le puteți lua pe amândouă concomitent cu spatele cât mai drept, din nou cu contracția abdomenului. Așezăm ganterele pe coapse, undeva sub nivelul genunchiului, bine, din unghiul ăsta înțelegeți ideea, sub nivelul genunchiului înseamnă mai spre mine, nu sub nivelul genunchiului propriu-zis. De aici, pieptul sus, umerii pe spate și putem să ne folosim de picioare ca să ne ridicăm. Putem să le ridicăm alternativ, gen, să venim cu una aici, una aici și să ne lăsăm pe spate, sau putem să ne lăsăm direct cu amândouă pe spate. Bun, odată ce ne-am așezat, tragem umerii în jos către picioare, începem mișcarea de sus. Pieptul este ridicat, tragem de umerii în jos, adică din nou, spre picioare. Inițiem mișcarea expirând sau inspirând, ideea este să sincronizăm respirul pe mișcare. La mine, o să trag aer în piept, țin aerul în piept, ajung jos, expir. În momentul în care fac mișcarea, după cum ați văzut, nu mi-am format o poziție de T din brațe, adică nu vreau cotul exact la nivelul umărului. Vreau un ușor flare out în jos. Flare out, e impropriu spus. Vreau coatele să fie undeva sub nivelul umerilor, astfel încât în momentul în care fac mișcarea, când sunt în punctul final al mișcării, să înstrâng foarte, foarte bine omoplații, astfel încât să fiu în poziția asta. Dacă nu voi strânge omoplații, uitați ce se întâmplă cu umerii. Sunt proiectați înainte și punem foarte multă presiune pe deltoidul anterior, respectiv pe articulația acromioclaviculară. Acum că am stabilit care este poziția cotului față de umăr și poziția brațelor per total, odată ce ne lăsăm pe bancă, trebuie să ne așezăm, desigur, cum trebuie și din punctul de vedere al trunchiului. Vom avea spatele arcuit, cât să intre o palmă aici. La mine este hiperarcuit în momentul de față. Deci, aici este hiperarcuit și aici ar fi arciul pe care îl vreau, propriu zis. Îl exagerez doar ca să înțelegeți ideea. Deci, trebuie să fie spatele ușor arcuit, cât să fie musculatura spatelui ușor activată. Ok? Asta unul la mână. Doi la mână. Vreau ca toată talpa să fie în podea, să nu stăm pe vârfuri, să nu stăm pe călcâie, să nu ne prindem de bancă. Acest lucru este foarte important pentru că doar așa vom face leg drive. Leg drive înseamnă în punctul de jos, când suntem cu ganterele, concomitent cu mișcarea propriu-zisă de împins, să împingem și din picioare, astfel încât să generăm cât mai multă forță. Aceasta este o tehnică de powerlifting. Bun. Deci, spatele ușor arcuit, coborâm, lipim omoplații, facem acel unghi, ca și când am vrea să arătăm ca o săgeată din trunchi și brațe, după care împingem. Deci, vedeți, concomitent cu mișcarea de împins din brațe, mă împing ușor din picioare, astfel încât să activez puțin quadriceps. O tehnică pe care o folosesc eu în momentul în care mă antrenez singur și nu poate să mă ajute nimeni cu ganterele și sunt la un set maximal, așez ganterele la nivelul picioarelor și de aici mă ridic cu ele ca și când aș face o îndreptare. Le așez la nivelul coapselor și odată ce le-am așezat la nivelul coapselor, mă las pe spate. Și deja am așezat ganterele pe coapse foarte ușor. De aici o să-mi fie foarte ușor să vă explic care este structura antrenamentului propriu-zis. Deci, am avut un set de încălzire de 15 repetări, după care urmează 3 seturi lucrătoare. Hai să zicem 2-3 seturi lucrătoare în funcție de cum vă simțiți. Dacă sunteți mai începători, faceți 2 seturi lucrătoare. Dacă sunteți avansați sau profesioniști, puteți să faceți 3 seturi. Aceste 3 seturi vor fi încadrate între 8 și 12 repetări. Deci vă alegeți greutatea cât să puteți să le faceți la o intensitate aproape maximă, adică să lăsați totuși o repetare în rezervă, maxim 2, cu o formă cât mai bună. După ce vom face cele 2-3 seturi lucrătoare, vom avea un set metabolic. Acest set metabolic va fi de tip Widowmaker. Această tehnică implică să vă luați o greutate cu care să faceți 10 repetări, faceți cele 10 repetări, după care stați 30 de secunde în pauză și înjumătățiți greutatea. De exemplu, eu voi face 10 repetări cu 40 de kilograme, deci al doilea set de 20 de repetări va fi cu jumătate, 20 de kilograme. Bun, haideți să trecem la treabă, vom face cele 10 repetări, după care cele 20 cu 20 de kilograme. We'll be right back.
Al doilea exercițiu, la care vom face 4 seturi normale, tot de 8-12 repetări, aici nu vom avea un metabolic. Primul exercițiu a fost pentru segmentul sternal al pectoralului, desigur a lucrat tot pectoralul, dar activarea cea mai mare a fost la nivelul fibrelor sternale. Acest exercițiu este pentru pectoralul superior, o să lucreze puțin mai mult segmentul clavicular al pectoralului, dar din nou, orice mișcare de împins va activa absolut toate fibrele, dar desigur prioritatea va fi diferită în funcție de unghiul și exercițiul ales. Dacă nu aveți acest aparat de împins la înclinat, vă recomand să faceți mișcarea propriu-zisă cu gantere la înclinat sau poate chiar cu bara, dar la Smith, insist, nu cu bara la liber. Motivul pentru care nu vă recomand cu bara la liber este că e foarte greu să controlezi bara. Foarte mulți dintre voi cel mai probabil nu o să aveți mobilitatea și controlul scapular necesar pentru a executa exercițiul cu bara la liber într-un mod cât mai safe și corect. Deci, 4 seturi, 8-12 repetări. Seturile sunt normale, nu avem nimic metabolic. Ne așezăm. În momentul în care ne așezăm la acest tip de aparate, vrem ca mânerul să fie inițial undeva sub nivelul umărului, la mine este cam cu atât sub nivelul umărului. Odată ce am făcut priza, tragem umerii în jos și aliniem coatele cu segmentul lateral al mânerului, adică, după cum puteți vedea, întotdeauna când fac mișcarea, vin perpendicular pe mâner. Deci de aici, vin aici. Ok? Nu vreau să văd asta sub nicio formă. Deci coatele sunt ușor ridicate, nu vreau să văd nici asta. Aceste două forme cu cotul ușor ridicat sau ușor coborât vor pune presiune pe segmentul medial și lateral al cotului. Bun, de aici, în punctul final al mișcării, adică jos de tot, încercăm să lipim omoplații între ei. Odată ce am inițiat mișcarea de aici până aici, lăsăm omoplații să curgă, dar nu proiectăm umerii în față sub nicio formă. Deci mișcarea propriu-zisă arată exact așa. Expir, strâng bine pieptul în punctul de sus al mișcării, și inspir prevenire. O greșeală foarte comună pe care o văd în fiecare zi la absolut toată lumea care lucrează la aparate în momentul în care se încălzește sau în momentul în care lucrează cu o greutate foarte aproape de maximală este că blochează coatele, dar acest blocaj nu este ceva periculos. El este periculos doar în momentul în care este făcut agresiv. Pentru că una e când vin aici și blochez, aici sunt în deplină siguranță, și alta e în momentul în care împing cu toată greutatea și toată inerția generată să blochez așa, agresiv. Acest lucru este nociv pentru articulația cotului, nu este eficient din punctul de vedere al activării biomecanice, pentru că inițial vom genera foarte multă forță și pe punctul final al mișcării toată greutatea va fi împinsă din inerție, așadar nu v-aș recomanda sub nicio formă să blocați așa de agresiv coatele. Trebuie să aveți control 100% din timp asupra greutății și asupra momentumului mișcării. O ultimă mențiune pe care vreau să o fac la acest exercițiu, poziționarea pe bancă este exact aceeași ca la împinsul la orizontal. La orice mișcare de împins trebuie să vă așezați exact la fel. Fie că faceți pe bancă, fie că faceți pe un spătar care e la verticală, fie că e cu un suport la înclinat. Omoplații trebuie să aibă contact pe bancă, respectiv nivelul fesierilor, spatele trebuie să fie ușor arcuit, pieptul trebuie să fie în sus, umerii să fie trași spre înapoi. Acum urmează să facem o simulare de împins la declinat. De ce zic că este o simulare? Pentru că o să facem mișcarea efectiv la scripete. Folosesc scripetele pentru că voi folosi mult mai mult musculatura stabilizatoare și pur și simplu am o activare mult mai bună decât cea pe care aș avea-o la o bancă declinată, respectiv la un aparat. Deci, ne vom folosi de scripete, după cum am spus. Originea scripetelui, dacă aveți un scripete ajustabil, ar trebui să fie exact la nivelul capului. Dacă nu aveți un scripete ajustabil, este ok dacă e puțin mai sus. Odată ce ați așezat scripeții, prindeți mânerele, le prindeți fix din mijloc, nu din interior, nu din exterior. După ce ați prins, trageți umerii în jos, aduceți greutatea la nivelul buzunarelor și vă recomand această stanță asimetrică. Un picior este înainte, unul este înapoi, pe piciorul din față ne lăsăm greutatea, venim în flexie din genunchi și în dorsiflexie din gleznă, iar la nivelul piciorului din spate stăm pe vârf cu genunchiul în extensie. Odată ce am făcut asta, facem ce facem la absolut toate mișcările de împins. Ducem pieptul în sus, tragem umerii înapoi. Când inițiem mișcarea, vrem ideal ca scripetele să vină în continuarea antebrațului, adică nu vrem să fim aici, nu vrem să curbăm foarte mult. Bun, ne-am așezat, așezăm coatele la nivelul scripetelui, ne aliniem și de aici vom face mișcarea de împins la declinat, teoretic cu încrucișarea brațelor. Deci de aici, venim aici, strângem foarte bine,
controlăm negativul. Odată palma dreaptă o să fie deasupra, odată o să fie palma stângă. Când faceți mișcarea, ca să vă asigurați că nu faceți un împins la orizontală, încercați să împingeți spre podea pe diagonală, nu încercați să împingeți fix în fața voastră perpendicular cu trunchiul. Pentru că dacă fac aici, ar fi o mișcare la nivel orizontal, ok? E ca și când aș face o simulare de împins la orizontală, în schimb aici este clar o mișcare de împins la declinat. Bun, facem această mișcare de împins la declinat cu scopul de a stimula cât mai mult unghiul inferomedial al pectoralului. Deci, din nou, fiind o mișcare de împins, oricum se va activa tot pectoralul, dar focusul va fi pe acest unghi din interior și jos, efectiv acest segment. Aici vom avea contracția maximă, aici trebuie să simțiți în momentul în care efectuați mișcarea propriu-zisă. O luăm din nou de la capăt. Aici vom avea două seturi lucrătoare. Aceste două seturi lucrătoare vor fi de 12 repetări și lăsăm în rezervă o singură repetare, poate chiar 0 dacă vreți să creșteți intensitatea, iar al treilea set o să fie un drop set. Am să vă explic direct drop setul. La drop set începem cu o greutate cu care facem omul normal fix 12 repetări, după care facem cele 12 repetări, reducem greutatea cu o treaptă sau două, în cazul meu începem la 50, după care coborâm la 40, după care la 30, după care la 20. Și de fiecare dată când coborâm treapta, vom face repetările până la epuizare. Haideți să începem. Al patrulea exercițiu este fluturarea la aparat. În momentul în care aveți acest aparat, puteți să vă folosiți de el. Dacă nu-l aveți, puteți să faceți fluturările la scripete, dar vă recomand atâta timp cât aveți aparatul respectiv să folosiți aparatul. Mișcarea pe care o vom face este puțin diferită față de cum sunteți obișnuiți. Sunteți obișnuiți probabil cu niște coate blocate, ori aici, în extensie, ori în semiflexie. Noi ce vom face? În punctul final al mișcării o să avem coatele extinse la maxim și pe parcursul mișcării, când ne ducem înapoi ca să putem să întindem mai bine pectoralul, o să îndoim puțin coatele. Motivul pentru care îndoim coatele este că bicepsul, da, va fi unul dintre factorii care vor bloca această mișcare. Încercați să vă duceți cu brațul înapoi, cu brațul întins, după care încercați să faceți asta cu cotul în semiflex. O să observați că aveți puțin mai multă mobilitate. Nu este o diferență foarte, foarte mare, dar o să aveți puțin mai multă mobilitate în momentul în care faceți mișcarea cu cotul în semiflexie și o să aveți și ceva mai multă forță în acest punct al mișcării. Acum, în momentul în care vă așezați, recomandarea mea ar fi ca punctul în care prindeți mânerul să fie puțin mai jos decât umărul, în cazul meu e undeva la o palmă sub nivelul umărului, după care, exact același principiu ca la împinsul la orizontală, spatele ușor arcuit, pieptul sus, umerii în jos, prindem mânerele, putem să le ținem cu toată mâna sau le putem ține doar cu podul palmei, exact așa. Eu personal prefer să stau cu palmele așa, pentru că voi duce mișcarea până în capăt și dacă mă duc până în capăt, risc să-mi prind degetele efectiv. Așadar, în punctul inițial, după cum puteți vedea, coatele sunt în semiflexie, fac mișcarea, întind bine brațele, strâng pectoralii, mai apăs în continuare în mâneri, chiar dacă nu mai merge, după care revin. Expir pe mișcare, țin umerii în jos, nu-i las să se ducă nici înainte, nici în sus. Strâng bine, controlez negativul, întind foarte bine, facem mișcarea pe toată amplitudinea sa. Și revenim. Bun, cam asta ar fi tehnica. Din punctul de vedere al seriilor, o să facem 3 seturi normale de câte 12-15 repetări cu RIR 1, adică lăsăm o repetare în rezervă, după care vom face un cluster set modificat. Bun, cluster setul modificat. Vom începe cu o greutate cu care facem omul normal 12 repetări, vom face cele 12 repetări, după care pornim cronometrul. Ce vom face? După cele 12 stăm 30 de secunde, după cele 30 de secunde vom face repetări până la epuizare. După această miniserie până la epuizare vom avea din nou o pauză de 15 secunde, din nou epuizare, 10 secunde, epuizare și am terminat. Deci teoretic sunt 4 seturi într-un singur set. E un drop set modificat, nu modificăm efectiv greutatea, ci facem pauză din ce în ce mai mică. Avem o fluturare de jos cu un singur braț,
Vom face 3 seturi super simplu de 12 repetări. Ideal, repetările le vom duce până la epuizare, lăsăm maxim o repetare în rezervă. Avem scripetele, îl așezăm fix în lateral, deci noi suntem în continuarea acestuia, dar să aibă loc acesta să treacă prin fața noastră, ok? De aici, piciorul drept, dacă fac cu brațul drept, este perpendicular cu scripetele. Piciorul stâng vine la 45 de grade, geometrie cu RF Kinetics, 45 de grade față de acesta și se duce ușor pe diagonală înainte. Okay? Ne lăsăm greutatea pe acesta, dar privirea rămâne perpendicular înainte. Okay? Deci în continuarea piciorului drept. De aici ne luăm ca punct de reper brațul drept, care se duce fix înainte și noi trebuie să trinăm mișcarea exact la nivelul brațului acesta. Aici, după cum puteți vedea, cotul vine în interior. Avem contracție maximă pe partea de aducție și focusul este la maxim pe segmentul superomedial al pectoralului. O altă recomandare pe care o am ar fi să ne înclinăm ușor înainte, astfel încât să fie focusul și mai mare pe acesta. Țineți palma pe pectoralul care lucrează. Vă va ajuta din punct de vedere proprioceptiv. Acest lucru vă va ajuta din nou pe partea de activare neuromusculară, adică conexiune minte-mușchi. Conducem mișcarea rapid. Brațul este în semiflexie, nu o să puteți să-l țineți întins pentru că o să aveți tendința să ridicați umărul, aceasta fiind una dintre cele mai comune greșeli pe care le putem face la acest exercițiu. Deci această elevație a umărului, motivul principal pentru care este o greșeală atât de gravă, este pentru că prin natura mișcării aici vom face o ușoară rotație internă și după cum v-am spus de nenumărate ori în trecut, elevația scapulară împreună cu rotația internă pot să cauzeze impingement. Deci, mișcarea propriu-zisă trebuie să arate exact așa. Acesta a fost și antrenamentul. Dacă v-a plăcut, am să vă rog să-mi lăsați un mesaj. Dacă nu v-a plăcut, vă accept orice sugestie, atâta timp cât lăsați un comentariu, să știți că ajutați canalul. Deci, vă rog un share, un subscribe, whatever, n-am să cercez niciodată așa ceva. Dar, dacă v-a plăcut, aș dori să menționați asta. Bun, o să aveți acum pe ecran o recapitulare a antrenamentului, niște pauze orientative, explicațiile stresului metabolic, adică a seturilor de stres metabolic din nou. Și cam asta este tot. Numele meu este Robert Florea, reprezint RFKinetics.ro. Adios!